Se apropie sezonul de mers la mar, foarte multe doamne, domnișoare încep să țină diete ca să arată prezentabil pe plajă, însă multe le iau de pe net, de unde apucă și țin regimul așa cum consideră. Care ar putea fi efectele negative ale unei diete ținute după ureche? Primul efect ar putea să fie lipsa efectului. O dietă ținută după ureche ar putea să nu conducă la rezultatele scontate, s-ar putea să nu scadă efectiv în greutate cât și-au propus sau să nu scadă deloc în greutate sau ca o scădere inițială de 2-3 kg să ducă mai departe la luarea în greutate a chiar mai multor kilograme decât inițial. Plus că ar putea să conducă la anumite dezechilibre în organism, s-ar putea să ne simțim slăbiți, dacă ținem o dietă după ureche, o dietă necorespunzătoare, s-ar putea să ne simțim slăbiți, s-ar putea să nu mai facem față la serviciu, deci chiar nu e cazul. S-ar putea să, în urma unei diete luate la întâmplare, să avem așteptări nerealiste. De pildă, să dau jos 10 kg într-o lună. Este o așteptare nerealistă și nesănătoasă, care cu siguranță va slăbi organismul. Și atunci, cum pornim o dietă sănătoasă? Care sunt premisele? Premisele unei diete sănătoase sunt, în primul rând, de a stabili niște ținte. Să spunem că ne stabilim ținta de a scădea 10 kg în 3-4 luni. Bineînțeles, de a stabili greutatea ideală. În funcție de greutatea ideală vom stabili aceste ținte. O durată în timp cât va trebui ținută dieta. Niște linii mari care să facă din această dietă un stil de viață, fără de care o dietă ținută numai oarecare durată în timp s-ar putea să fie sortită eșecului. Cam astea ar fi lucrurile importante și bineînțeles că mai departe intervin și obiceiurile alimentare ale persoanei. Unele trebuie schimbate, altele trebuie doar puțin îmbunătățite. Trebuie să ținem totuși cont și de preferințele persoanei care se adresează pentru o dietă. Și atunci, care sunt așteptările realiste? Care este greutatea normală pe care o putem slăbi pe lună? În mod normal, într-o lună este normal să dăm jos undeva la 2-3 kg, dacă este vorba de o femeie care nu are multe kilograme în plus, până la 4-5 kg pe lună, dacă este vorba de un bărbat, eventual cu multe kilograme în plus. Deci cu cât greutatea de la care pornim este mai mare, cu atât pot avea și niște așteptări ceva mai mari. Totuși, depășirea 4-5 kg pe lună nu este indicată sub nicio formă. Pe ce bază se recomandă o dietă personalizată? De ce e important ca omul să vină la nutriționist și să-i se recomande ceva ce îi se potrivește? Celebra sintagmă de dietă personalizată se referă chiar la lucrurile pe care le-am spus, le-am atins un pic mai devreme, la personalizarea dietei în funcție de câte kilograme trebuie să dau jos, care e greutatea ideală și câte kilograme trebuie să dau jos. În funcție de ce boli mai are persoana respectivă, dacă persoana suferă de diabet, de gută, de hipertensiune, de insuficiență renală, compoziția dietei va fi diferită față de o persoană care nu suferă de niciuna din aceste boli. Da? Sunt anumite alimente pe care o persoană cu gută sau cu diabet nu are voie să le mănânce sau, mă rog, trebuie limitate cât se poate de tare. Și atunci, sigur că nu le voi include într-o dietă pentru această persoană. Așa, și nu în ultimul rând, bineînțeles că trebuie personalizată și în funcție de preferințele pacienților. Nu pot să impun unui om să mănânce, mă rog, ardei gras dacă lui nu-i place. Există alimente care, în mod normal, se interzic într-o dietă? Pentru că am văzut foarte multe... Sigur că sunt multe alimente care au multe calorii și îngrașă. Și multe dintre ele nu sunt nici sănătoase. De pildă, prăjelile. Putem, fără niciun dubiu, să le interzicem la toată lumea, fiindcă nu sunt sănătoase. Mai departe, venim și ne gândim la dulciuri. Putem să le considerăm în primă fază interzise. Ulterior, ar trebui să învățăm persoana respectivă cum să facă să strecoare și dulciuri în cantitate limitată într-o dietă normală, astfel încât să nu devină frustrant. Bineînțeles, aici iarăși luăm în calcul faptul că persoana respectivă poate avea sau poate să nu aibă diabet. Dacă nu are diabet, atunci nu e niciun fel de problemă dacă va mânca ocazional și în cantități mici și dulciuri. Deci, plaja asta de alimente interziste este foarte, foarte elastică și depinde de asemenea de persoana respectivă.